având în vedere că sunt cel mai tânăr luptător din acest Grand Prix, nu am nicio teamă pentru că lupt de aproape 11 ani și am luptat la cele mai mari promoții din întreaga lume, relaxându-mă și plimbându-mă prin diferite locuri. Având în vedere meciul meu cu Maxim Zaplinti din România, aș dori o revanșă cu acesta. Prognoza mea pentru meciul cu Ucrainian va fi că voi încerca să fac spectacol în cele 3 reprize, de ce nu un knockout. Sper că ești pregătit și ai grijă. Vine teroarea României. Da, am propus să mă dezvolt în domeniul militar pe specialitatea subofițer. Înainte de turneu mă gândesc să fiu focusat. În timpul meciului mă gândesc la ce spune antrenorul meu și după meci mă gândesc la victorii. Vă aștept să fiți lângă mine pe data de 23 septembrie și să mă susțineți pentru că simt nevoie.